perioada 25 februarie 2015 a marcat cea de-a treia tabără de omiletică organizată și dedicată tinerilor de către Departamentul de Tineret al Conferinței Transilvania de Sud. Pentru 4 zile, cei 62 de tineri prezenți au avut ocazia să descopere noi elemente ale omileticii în prezența pastorului Iacob Coman și altor lideri invitați de Celu Poinariu, organizatorul taberei. Împreună cu fratele pastor Coman am învățat despre omiletică, cum să vorbim și cel mai important lucru a fost că am învățat cum să facem predicile. Mi-am imaginat că vom învăța lucruri aproximativ la fel, dar când am ajuns aici, anul acesta am învățat ce să vorbim și au fost lucruri foarte noi și interesante. Mi-au plăcut activitățile de seară, concursurile, cântecele și rugăciune. Lăpușna a fost un loc deosebit unde am întâlnit persoane din altă parte a țării și am aflat lucruri la care niciodată nu m-am gândit din Biblie și pe care nu le-am mai auzit nicăieri altundeva. Cred că a fost o experiență nu tocmai nouă pentru mine, dar în care am reușit să acumulez noi noțiuni practice în ceea ce constă Cuvântul lui Dumnezeu. A fost o adevărată provocare. Mie cel puțin chiar mi-a prins foarte bine și sper ca să mai avem și astfel de ocazii în care să ne putem întâlni împreună, să studiem împreună cum să vorbim din Cuvântul lui Dumnezeu și, în mod special, ce să vorbim din Cuvântul lui Dumnezeu. Este o experiență nouă în care reușim să învățăm lucruri noi de la oamenii care sunt cunoscuți pentru talentul lor în a vorbi. Cred că astfel reușim să învățăm lucruri care cu toții știm nu există în programa școlară. La Lăpușna am avut privilegiul să învăț că în omiletică nu contează doar cum rostești mesajul lui Dumnezeu, ci și ce rostești. Tinerii au fost foarte captivați și interesați de ceea ce li s-a prezentat, au avut foarte multe întrebări, iar la rândul lor au răspuns foarte bine la întrebările care li s-au pus. A fost un real benefic pentru tine, rezultatele vor fi pe măsură. Nu au lipsit momentele de recreere, relaxare și socializare care au făcut ca întâlnirea să fie încununată cu multe momente deosebite. Entuziasmul tinerilor prezenți în această tabără transmite dorința revenirii cât mai curând la o asemenea activitate.